Bine, ne-am regăsit, dragi telespectatori, în cadrul emisiunii Conexiuni Culturale. Astăzi, invitat în studioul nostru este domnul profesor Valentin Rihorciuc. Vom vorbi despre misionarismul creștin, vom vorbi despre o asociație deosebită, Asociația Kairos, care împlinește 10 ani de activitate. Pentru fidelii noștri telespectatori, Valentin Rihorciuc este o persoană cunoscută, fiindcă a mai fost în studioul nostru, de data aceasta în alt decor. Bine v-am găsit din nou la noi aici. Mulțumesc pentru invitație. Bine v-am regăsit. E o bucurie să vă revedem după o activitate lungă prin țări îndepărtate. Telespectatorii noștri aflaseră în emisiunea care am realizat-o pentru prima oară despre faptul că urmează să plecați în Mongolia. Iată, v-ați întors și mulțumim lui Dumnezeu, v-ați întors întreg la Iafăr trup, teafăr nevătămat, fiindcă nu e o nevătămat. zonă destul de liniștită. E o zonă pe care planează diverse semne de întrebare. De fapt, tot spațiul acesta ex-sovietic, după căderea unui regim totalitar, a beneficiat de o libertate galopantă, dar o libertate puțin controlabilă, să spunem așa. Am văzut descrieri ale simplor turiști care au avut mici probleme acolo. Ei, cu atât mai mult, cred că a trebuit să vă pregătiți temeinic și atent în calitate de misionar creștin. E adevărat că spațiul acesta ex-sovietic a trecut prin multe frământări, multe încercări, comportă multe provocări în perioada aceasta de după căderea comunismului, dar eu am găsit-o Mongolie destul de liniștită, pot să zic. Comparativ cu statele în care ați fost, India. Exact. Deci este o zonă geografică, pot să spun, destul de liniștită. O zonă geografică liniștită, întinsă, Întinsă, imensă, aș spune, imensă. imensă. E un teritoriu de peste 1 milion, 1.560.000 de kilometri pătrați. Deci o țară, ca să ne fie mai ușor să realizăm așa, să ne imaginăm, de 10 ori cât România, cât țara noastră, cu o populație mică de aproximativ 3 milioane de locuitori. Deci o țară ca spațiu geografic uriașă, dar cu număr redus de locuitori. Chiar de 10 ori mai mică decât România. Din ce vedem noi așa la televizor, pe posturile de televiziune care prezintă des reportaje tematice despre călătorie, despre geografie, despre istorie, Mongolia pare un nesfârșit câmp, o câmpie nesfârșită, cu păstori, cu o populație nomadă, cu o populație seminomadă, ar spune eu, și de fiecare dată limba rusă vorbită de chipuri cu trăsături asiatice dă dovada faptului că a trăit sub influența sau în umbra Marelui Urs, cum spunea o formație muzicală din România, în umbra URSS-ului, de fapt. Sub umbra Marelui Rus, mongolii au trăit timp de 70 de ani. Deci 70 de ani până Republică Socialistă. o republică socialistă populară, deci până înainte de anii 90, Mongolia a fost comunistă. Cum ați ajuns? Pe avion, tren, Cu avionul am cu avionul? călătorit, am mers de data aceasta împreună cu familia, nu de fiecare dată călătoresc cu cei 4 copii ai mei, pentru că este mai dificil să călătorești cu întreaga familie și sub aspectul financiar este mai dificil de călătorit, costurile sunt mult mai mari, dar de data aceasta am zburat din București, prin Frankfurt. Dățile anterioare, când am călătorit în Mongolia, escala a fost la Moscova, fie la Moscova, fie la Beijing. De data aceasta este a treia oară când călătoresc în Mongolia, dar împreună cu familia este pentru prima dată. Presupun că a fost un plan temeinic și bine gândit și stabilit cu mult timp înainte. Și în ceea ce privește rezolvarea problemelor de ordin social, să spunem așa, stabilirea de contacte, dar și în ceea ce privește misiunea, fiindcă nu v-ați dus ca turist, ați fost ca misionar. Asta implică o cu totul altă viziune,
o cu totul altă pregătire. Turistic vorbind, ești atent să-ți pui periuța de dinți și alte lucruri, dar ca misionar trebuie să fii foarte atent și la partea aceea spirituală, pentru ce te duci acolo. Presupun, nu știu, n-am fost niciodată să... Da, da, e adevărat, e adevărat că a trebuit, pe lângă pregătirile acestea normale ce țin de nevoile personale, am pregătit această călătorie mai din timp, știam că urmează să plecăm, deși ne-am hotărât destul de târziu ca și familie să călătorim în Mongolia. A trebuit să îi contactăm pe prietenii noștri de acolo, cu care lucrăm ca și agenție de misiune de câțiva ani, a trebuit să-i contactăm, să stabilim detaliile călătoriei, a trebuit să stabilim ce urmează să facem. Acum i-am contactat nu doar pe mongolezi, mongolezii locali din cadrul comunității pe care o reprezint, din cadrul comunităților evanghelice, dar și contactele noastre din România, pentru că trebuie să vă spun, avem două familii la ora actuală care lucrează în Mongolia. Deci sunt două familii, familia Șoldan, care provine din, chiar din zona noastră a Sucevei, o familie din Vama, și o altă familie din zona Vrancei, care s-au stabilit. Familia suceveană este stabilită deja de mai bine de 4 ani, iar cealaltă familie, acesta este primul an când au mers pentru o perioadă, să stea, să rămână pentru o perioadă mai lungă. Spuneați, domnule profesor Valentin Cihorciu, că e pentru a treia oară când ați ajuns în Mongolia. Iată că nu putem spune că ați avut o impresie la prima vedere. Deja sunteți acomodat cu situația de acolo. Cum ați descrie, de data aceasta, ca român, după aceea să vă întreb ca misionar, cum ați descrie această țară? Fiindcă și noi vreo 70 de ani, nu 70, dar vreo jumătate de secol, tot așa am avut parte de un regim totalitar și ateu și de influență rusească. Cum e acum Mongolia? Mongolia este cunoscută ca și țara cerului albastru. Țara cerului albastru datorită întinderilor imense și datorită vremii destul de plăcute din Mongolia. Peste 250 de zile din an sunt senine în Mongolia. Deși iernile sunt foarte aspre, datorită crivățului care bate din Siberia, din zona Siberiei, cu toate acestea verile sunt destul de călduroase. Iar iernile, temperatura poate să scadă la minus 30 de grade, chiar mai mult de atât, minus 40 de grade, și s-au înregistrat chiar temperaturi de minus 50 de grade. Mongolia are și un deșert, deșertul Gobi, dar pe ansamblu este stepă, este o întindere cât vezi cu ochii. Este o țară destul de la o altitudine, care e situată la o altitudine înaltă, deci la peste 1000 de metri înălțime, și capitala Mongoliei, Ulaanbaatarul, este considerată capitala cea mai rece. Și mă refer la temperatură fizică, pentru că temperatura medie anuală este de minus 1 grad, capitala națională cea mai rece din lume. Apoi aș descrie Mongolia ca țara lui Genghis Khan. Cu toți am auzit de Genghis Khan. De prăpăptul care l-a făcut pe Europa. De prăpăptul pe care l-a făcut exact cu tătarii, și țin minte că bătrânii noștri povestesc că au în folclorul popular există aceste povestiri despre tătarii care nevoleau în zona Bucovinei sau în zona aceasta de pe coasta de est a României. Dar Genghis Khan este eroul național al mongolilor. Respectă ca și figură politică. Astăzi este reprezentat ca și o figură politică modernă, ca un boier, ca un politician, om politic. Care a reușit să unifice toate triburile. E adevărat acest lucru. Dar deci pentru ei este un simbol național. Este părintele națiunii. Este cel care a format acest imperiu care într-o perioadă istorică a ocupat o cincime din populația lumii, din suprafața lumii. Deci el a fost un cuceritor și a fost un om extrem de hotărât și un om care a cucerit teritorii.
Ceea ce mă fascinează când aud de Mongolia e gloriosul său trecut, să spunem așa, cuvinte poetice, și situația contemporană. Am văzut prin intermediul, iată, televiziunilor și a reportajelor de specialitate un ambasador foarte alambicat, foarte amestecat, o capitală atipică. Când vorbim de capitale, de obicei ne închipuim un oraș mare, metropolis, foarte multă circulație, schimburi. Ulaanbaatarul, din ce am văzut eu, pare așa o capitală cu diverse amestecuri, cu ceva din cel puțin la arhitectură, cu ceva din cenușiul comunist, cu ceva din stepe, cu ceva din mășel, poate sau... Nu. Ulaanbaatarul își are specificul lui, reflectă spiritul mongolesc, reflectă spiritul nomad al mongolilor. Se pare că Ulaanbaatarul și-a schimbat reședința de 25 de ori în decursul istoriei. A fost o capitală mobilă, să zic așa, până a ajuns un oraș destul de bine populat și n-au mai putut să modifice locația. Dar în decursul istoriei, datorită spiritului acesta nomad, care s-a rădăcinat puternic în cultura și în ceea ce reprezintă un mongolez, capitala Mongoliei, deci Ulaanbaatarul, reflectă ceva din ce s-a structurat timp de milenii în spiritul mongolez. Este, bine ați zis, o amestecătură. Deci când privești arhitectura orașului, este un amestec de modern și vechi, sau de arhitectură arhaică. Deci elementele vechi sau specific tradiționale se încearcă combinarea acestor elemente și asta se reflectă în arhitectură. De exemplu, mi s-a părut un lucru foarte ciudat că chiar în capitală, la baza blocului, poți să întâlnești o iurtă, pentru că mongolezii trăiesc în aceste ghiruri. În limba rusă termenul este iurta, dar deci aceste corturi din structură formată din o structură de lemn și învelite cu o prelată, să zic așa, cu o pâslă, și căptușite pe interior cu piei de animale. Ei preferă, e parte din viața lor, și atunci oamenii care sunt seminomazi, cum spuneați, la început, cei care trăiesc în capitală, dar pe timpul verii sunt la păscu, sunt cu oile, cu animalele, cu iacii, cu cailor, pentru că nu poți să rupi un mongolez de legătura asta cu animalul lui. Deci calul e un animal foarte atașat de spiritul mongolez. Fascinant, întrerup, îmi vine în gând și glumesc și trebuie să o spun, îmi imaginez bucureșteanul ieșit cu turba la păscut jumătate de an și după aia întorcându-se. Da, asta e realitatea. Da. Deci asta e realitatea. Am întâlnit familii, am întâlnit persoane, am stat de vorbă, care îmi povesteau că în timpul verii sunt cu turmele lor pe acele în stepă și n-au turme puține. Deci mi se spunea că cel mai sărac fermier din Mongolia la ora actuală are cel puțin 2000 de oi, deci de la 2000 de oi în sus. Iarăși un lucru foarte interesant, ca o paranteză, în Mongolia sunt de 35 de ori mai multe oi decât oameni, decât populație, și de 13 ori mai mulți cai decât oameni mongolezi în Mongolia. Dar ca să revenim la arhitectura capitalei și a orașelor mari din Mongolia, asta reflectă spiritul mongolez. Spiritul mongolez. Deci nu este un lucru neobișnuit ca printre blocuri să vezi și ghiruri, să vezi acele iurte specifice cu acele elemente tradiționale pictate pe ușa ghirului, sunt parte din peisaj. Și toată această, spunem, plasticitate a locului presupun că intervine și asupra spiritualității. Mă gândesc că dacă stau lucrurile așa cu partea materială, ei, spiritual, cum e mongolezul? Fiindcă noi îl știm sângeros din istorie, acel
având un amestec de animism, după aceea de lamaism, au preluat fel de fel de credințe, cum e acum, după 70 de ani de ateism comunist. Fiindcă și aici presupun că a existat o amprentă care acum se poate observa. Ateismul comunist a lăsat un mare vid, spiritual vorbind. Deci un mare gol în sufletele oamenilor. Și oamenii au început să redescopere elementele spirituale pierdute cândva în istorie. Atunci când comunismul a pătruns prin anii 20, după anii 20, 1920, în Mongolia, templele au fost fie erau budiști, să zicem. Majoritatea erau budiști, nu? Erau budiști și șamaniști. Deci animiști, perioada, da. Da, la ora actuală sunt recunoscute ca și religii de stat, recunoscute prin Constituție, este șamanismul, budismul tibetan și islamul. Creștinismul vine din urmă, dar creștinismul vine din nou după anii 90, când și-au recâștigat libertatea mongolezii, creștinismul a început să pătrundă și din nou să câștige teren în Mongolia. Dar, în general, populația este șamanistă. Deși religia principală recunoscută în Mongolia este budismul tibetan, deci de origine tibetană, cu toate acestea, populația de rând preferă șamanismul. Concepția despre lume și viață a mongolezului de rând este penetrată de șamanism. De șamanism și șamanul sau preotul, cel care... Vraciul. Un gen de vraci, cum e în alte culturi, acesta este autoritatea în comunitatea în care trăiește. Deci dacă un om are o problemă de natură spirituală sau crede el că este de natură spirituală, autoritatea în domeniu este șamanul. Da, doare el dintele, se va la șaman. Vine, acum glumim, îl doare dintele, vine să-l vindece de demonul durerii chiar, de dinți. Chiar și în problemele acestea medicale. Chiar și în problemele acestea medicale. Că deseori problemele medicale sunt legate de partea spirituală, de o influență spirituală în viața lui. Și atunci rezolvarea o găsește la șaman. De fapt, există acest concept al taumaturgiei, numai că nu intrăm în zona aceasta noastră. Medicina naturistă presupun că are rolul ei acolo în Mongolia. Ce vreau să vă întreb, dacă, iată, ne-ați explicat clar, șamanismul este pe primul loc, urmează budismul lamaist, budismul galben, să zicem, budismul tibetan, islamul apare și iată... Islamul, cei care practică islamul, de obicei sunt grupurile etnice. Un grup etnic proeminent în Mongolia este grupul kazac. Grupul kazac, majoritatea kazacilor din Mongolia sunt musulmani. Kazași, dar cei din Kazahstan. Să nu-i confundăm probabil cu... sunt o grupare din Kazahstan care trăiesc... Să nu-i confundăm kazacii zaporojeni din Ucraina sau cu kazacii din Rusia. Nu. Dar ei își vorbesc limba lor kazacă și majoritatea populației kazace din Mongolia este musulmană. Deci islamul predomină printre ei. Și atunci statul a recunoscut, pentru că este un procent de până la 6% din populația Mongoliei, statul prin Constituție oferă libertate kazacilor să se manifeste, să-și practice religia. Cât a venit vorba de statul actual, de organizarea administrativ-teritorială actuală și de ceea ce înseamnă organizarea politică actuală a Mongoliei, știm că o parte din... țările post-sovietice, ex-sovietice din zona Caucazului au mers așa pe direcția unei republici prezidențiale. Deci cam ăsta e tipul, când vorbim de Turkmenistan, Uzbekistan, republică prezidențială, puteri sporite a președintelui, mai aproape de o dictatură prezidențială cu anumite influențe democratice și așa mai departe. Cum e Mongolia? Sunt într-adevăr total democrați sau există o influență a liderilor? Și iarăși stau și mă gândesc că e destul de greu de controlat această populație, dar vom avea timp în decursul emisiunii să povestim. Eu aș spune că Mongolia la ora actuală este o democrație, pentru că există o libertate care, libertate religioasă destul de mare.
În sensul că cei care sunt budiști, tibetani, își pot practica religia lor, cei care sunt șamaniști au libertatea aceasta să se manifeste și să-și practice religia, chiar și musulmanii au libertatea lor, libertate să-și practice religia. Și de asemenea, un fenomen care se întâmplă la ora actuală este o mare influență a creștinismului și pe diverse denominațiuni. Există chiar o mare libertate pentru acei oameni din rândul mongolezilor care vor să îmbrățișeze creștinismul, deci au toată libertatea. Mă gândesc la grupul etnic al rușilor. Presupun că există un grup etnic al rușilor și probabil că aici intervine ortodoxia. Sau, sigur, da? sigur. Biserica ortodoxă răsăriteană este prezentă în Mongolia, chiar imediat după anii 90. Cred că prin 96, dacă nu greșesc, Biserica ortodoxă a revenit în Mongolia și chiar a celebrat împărtășania în zona respectivă. În 1996, deci după anii 90, la câțiva ani după căderea comunismului, și-au putut relua slujbele. Deci să înțelegem că acum creștinismul își regăsește cumva locul sau are o poartă deschisă. Eu mi-amintesc că despre Gengis Han spuneau istoricii că la curtea lui se găseau tot felul de reprezentanți a diverselor confesiuni și chiar erau menționați călugării nestorieni, monofiziții, care în jurul Hanului erau des întâlniți consultații, erau chemați pentru diverse discuții, uneori chiar filosofice, uneori administrative, de către Marele Han, cum este el numit. Iată de ce înseamnă că poarta aceasta a creștinismului spre Mongolia s-a redeschis. Sau a Bine sau... ziceți, s-a redeschis. Eu cred că este un lucru important să înțeleagă și telespectatorii noștri faptul că Mongolia n-a fost budistă dintotdeauna. Deci au fost în decursul istoriei chiar conducători, împărătese, care au îmbrățișat creștinismul. Și cum spuneați de nestorieni, Biserica Nestoriană prin secolul 7 a avut o influență puternică și la un moment dat populația mongoleză a îmbrățișat creștinismul nestorian. Numai că prin secolul 13, secolul 14, un lucru foarte interesant, un fapt istoric foarte interesant, citeam într-o biografie despre perioada aceasta din istorie, când însuși Genghis Khan sau un conducător de după Genghis Khan a invitat reprezentanții ai mai multor religii, printre care și Biserica Catolică, Papa Grigorie, unul dintre papi, deci a fost invitat să trimită 100 de călugări care să vină, preoți, călugări din sânul Bisericii Catolice, care să vină și să explice creștinismul. Numai că, citeam în această istorie, 2 călugări au fost trimiși în cele din urmă și în cele din urmă nici măcar cei 2 n-au ajuns în Mongolia, iar în perioada aceasta s-a destrămat imperiul. Conducătorul Hanul a murit și imperiul la scurt timp s-a destrămat. Nu știu, ne punem întrebarea ce ar fi fost dacă totuși acești călugări ar fi fost trimiși în Mongolia, cum ar fi arătat astăzi Mongolia? Nu știm. Da, am putea, face parte din acești... am putea găsi un exemplu, dacă stăm și ne gândim bine, la regatul Ungariei. După ce a îmbrățișat creștinismul prin catolicism, iată, regatul Ungariei s-a extins foarte mult. Da, asta e o interpretare. Ce-ar fi dacă e... Ce-ar fi fost dacă, da. E așa o marile întrebări ale istoriei. Da. Să revenim la momentul actual. Creștinii în Mongolia, de la an la an, după cum ne-a spus și înainte de emisiune, cresc și numărul lor devine din ce în ce mai important. La ora actuală, comparativ cu alte țări în care ați fost, e cea mai tolerantă Mongolia. Știu că ați fost în Myanmar, ați fost în India, acolo în India, spuneam și la începutul emisiunii, e dezastruos să fii creștin. Și e complexă. Situația este complexă în India. Dar dacă vorbim despre Mongolia, pot să zic că există libertate. E adevărat că preoții budiști și, în general, liderii politici încearcă să mențină acest spirit budist, pentru că face parte din identitatea națională la ora actuală a mongolezilor.
dar libertatea există. Libertatea există chiar dacă poate nu sunt posibilități de exemplu, de a deține o clădire. Dacă nu ești o anume denominațiune, nu este înregistrată la stat, nu este recunoscută printre religiile recunoscute de stat. Poate că intervin probleme când vine vorba de a înregistra o clădire pe o anume denominațiune. Dar cu toate acestea pot fi închiriate anumite clădiri, poți să-ți manifesti credința, poți să ai libertate să te aduni, nimeni nu te persecută în ideea aceasta. Le spargi geamuri, nu le sparge nimeni. Nu. Deci am găsit chiar mare deschidere și este la ora actuală o mare deschidere. Vreau să vă dau câteva date statistice. În anii 90, în 1990, după ce a căzut comunismul în Mongolia, în mod oficial, existau patru creștini. În anii 2000, în anul 2000, la recensământul din anul 2000, erau înregistrați deja 10.000 de creștini. Iată o creștere fenomenală. Și aici nu vorbim de o anume denominațiune, dar cu precădere de creștinismul protestant. 10.000. La ora actuală se estimează, în 2010, se estimează că au fost 40.000 de creștini, 42.000 de creștini. Asta chiar știți și pe Wikipedia sau pe sursele de informare în masă, găsim aceste informații. Iar astăzi se estimează că ar fi până în 100.000 de creștini în Mongolia, la ora actuală. Iată... Noi vă mulțumim pentru aceste date, intervenim cu publicitate, după care ne reîntoarcem în studio. Am revenit în studio, dragi telespectatori, alături de noi profesorul Valentin Hrihorciuc, misionar creștin, reîntors din Mongolia. Dar despre misionarismul creștin, despre care am vorbit în o altă emisiune, am dorit acum să continuăm, fiindcă, de fapt, domnule profesor, prin agenția Kairos, această agenție de misionari creștini, ajungeți în Mongolia. Și acum, iată, în 2017, Kairos împlinește 10 ani. Știți cum e? Noi aici, pe pământ, ne numărăm clipele, orele, secundele. Probabil că în fața divinității altfel stau lucrurile acolo. Nu există această barieră a timpului, această dimensiune a timpului. Dar pentru noi, muritorii, e un lucru important. Un deceniu de activitate a unei organizații misionare cu rădăcini bucovinene, sucevene. Vă rugăm să ne spuneți câte ceva despre acest eveniment, 10 ani de existență a agenției de misionari Kairos și, de asemenea, ce înseamnă Kairos pentru cei care nu au avut posibilitatea până astăzi să audă sau să se întâlnească chiar și prin intermediul postului Cromtel. Asociația Kairos este o asociație misionară, o asociație care și-a primit certificatul de naștere cu 10 ani în urmă. Deci, cum bine spuneați, pe data de 10-11 noiembrie, cu 10 ani în urmă, deci în 2007, această asociație a luat ființă. Și anul acesta, într-adevăr, am avut o sărbătoare la Suceava, pentru că această asociație s-a născut aici, pe terenul bucovinean. Am putut să sărbătorim și să ne aducem aminte cum, în decursul acestor 10 ani, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Pot să spun că au fost 10 ani de prosperitate, 10 ani de har divin, 10 ani de binecuvântare de sus, pentru că în acești 10 ani ne-am dezvoltat. Am început cu o idee, cu o viziune, cu o pasiune și în timpul acestor 10 ani lucrurile au prins contur, s-au dezvoltat. Asociația Kairos, sub Asociația Kairos funcționează o școală misionară și de asemenea o agenție de misiune prin care facem și aceste călătorii. Făceam așa un bilanț că în decursul acestor 10 ani peste 250 de persoane au călătorit din România, din Suceava. Au călătorit în diverse țări, cum ar fi țări din Africa, Niger, Malawi, Etiopia, țări din America Latină, țări din Asia. Iată că românii noștri, sucevenii noștri, călătoresc în țări precum India, Myanmar și dezvoltăm proiecte sociale. Și nu doar călătoresc, aici e mai important, dezvoltă proiecte sociale. Dezvoltăm proiecte sociale. Lucrează, au o misiune, nu se duc acolo doar pentru plăcerea lor, să puțin hedonist așa, s-a dus, a făcut poze cu baobabul, cu maimuța, s-a întors acasă și s-a lăudat pe Facebook. Da. Nu, e cu totul altceva.
Da, sunt proiecte, proiectele diferă foarte mult. Depinde de locații, depinde de cultură. În Africa am săpat fântâni, am cumpărat animale pentru populația înfometată. În Myanmar am distribuit orez după inundațiile puternice din o anume zonă din Myanmar, când terenul, hectare, sute de hectare, mii de hectare au fost pur și simplu distruse de ploile care au abundente. În America Latină am deschis o școală publică cu bani veniți din România. Sunt programe de educație, de educare. Se predă în alte zone, în Mongolia, de exemplu, aceste două familii sunt implicate în predarea limbii engleze copiilor, tuturor doritorilor care vor să învețe limba engleză. Și de asemenea sunt programe sportive. Unul dintre colaboratorii noștri este antrenor de ping-pong și le antrenează, culmea, un român care lucrează în Mongolia și antrenează pe mongolez ping-pong. Într-adevăr, lucrează alături de un mongolez, antrenor în echipa națională mongoleză, au deschis un club de ping-pong și ajută chiar și pe copiii cu dizabilități să îi învață să joace ping-pong, le oferă un cadru plăcut în care ei nu să fie nici disprețuiți, nici ci să le redea valoarea, să le redea încrederea, să-i ajute să se integreze mai ușor. Și acești copii sunt aduși dimineață, sunt supravegheați într-un cadru normal, civilizat, li se acordă un timp frumos și decent care să fie... Știți cum e? Întotdeauna pasiunea este așezată înainte și se vede că o faceți cu credință și cu pasiune și reveniți la misionarism. Dar eu aș vrea să mai rămânem puțin la momentul acesta de sărbătoare 10 ani Kairos. Cum s-a desfășurat? Cine a fost prezent? Unde l-ați organizat evenimentul? Cum l-ați gândit? Nu știu dacă l-ați gândit, poate a venit și așa din senin, că de obicei știți la zile de sărbătoare te trezești cu prietenii sub ușă câteodată și nici nu te aștepți la un număr atât de mare de prieteni. Cum a fost? Cred că a fost o perioadă plăcută. Sărbătoarea aceasta am gândit-o din timp. Știam că se apropie un deceniu. Urma să aniversăm un deceniu de existență și atunci am gândit această sărbătoare din timp. Invitațiile au fost trimise din timp pentru că în vremea de astăzi oamenii sunt extrem de ocupați, își fac program, lucrează cu agendă și este extrem de dificil să inviți oameni cu agendă încărcată. La eveniment au participat voluntari Kairos, cei care au călătorit în vreo țară pentru un proiect social pe care l-am avut până acum. Apoi au fost prezenți reprezentanții zonali. Avem reprezentanți, 13 reprezentanți zonali în țară, pe regiuni. Apoi oamenii de la departamente, cei care coordonează un anume departament, departament media, departament de publicații, departament personal și departamentele pe care le avem. Apoi la această sărbătoare au venit reprezentanți a unor organizații partenere. Lucrăm cu, la ora actuală avem parteneriate cu peste 10 organizații din țară și organizații internaționale. Una dintre aceste organizații este Echoes of Service, Ecouri din Slujire, o organizație britanică care lucrează cu bisericile creștine după Evanghelie, frățești din Marea Britanie și au venit reprezentanți din Marea Britanie. Ei la ora actuală au peste 6.000 de lucrători în toată lumea. Organizații destul de puternică. Cât o comună așa, bine așezată la noi în Bucovina. Da. Apoi, foarte interesant, am avut chiar un misionar cu rădăcini românești din Papua Noua Guinee. Cineva care de mai bine de 4 ani, 5 ani de zile lucrează în Papua Noua Guinee, tot pe anumite proiecte sociale. Am avut misionar care lucrează în America Latină, în Peru, în tribul Așaninca, am avut persoane care lucrează în țări arabe, am avut persoane care lucrează și în alte zone geografice și aceste persoane au fost prezente. Și apoi invitația a fost lansată pe Facebook și oricine a avut dorința aceasta sau are o deschidere față de lucrarea misionarismul făcut prin organizația Kairos, a avut posibilitatea să participe. N-a fost un eveniment închis, ci unul deschis pentru oricine. Mi-amintesc de Hemingway când spuneți cu atâta încântare de aceste lucruri că
Hemingway, după cum știm, a fost o fire foarte agitată, dar a avut și sclipiri de astea superbe și unul dintre personajele sale, într-o novelă mai puțin cunoscută, spunea așa, atât de frumos s-a vorbit în cort, știți, erau acele treziri spirituale în America, încât mi-au golit toți dolarii din buzunar pentru diverse acțiuni. De aceea mă întorc la întrebarea firească, de altfel jurnalistică, de unde atâta putere financiară, fiindcă sunt eforturi mari. E clar că veți răspunde că de la acel ban al văduvei și al săracului, dar cum? Totuși, e important, România trece și ea prin perioade destul de dificile economic. Bine, poate mai dificile ni le închipim noi, comparativ cu țările care au într-adevăr nevoie de ajutor, dar totuși, ajutorul, de unde vine? Să știți că și eu deseori mă întreb, cu toate acestea, ajutorul a venit până acum. Românii nu știu cum și-au găsit bani să călătorească și nu sunt puțini cei care călătoresc și se implică în vreun fel sau altul în vreun proiect din acesta social. Banii au venit strict din România și asta poate o să vă surprindă și este chiar un lucru surprinzător, de aceea am spus acești 10 ani, pentru mine sunt 10 ani de prosperitate când Dumnezeu ne-a binecuvântat și au fost bani. Și banii au venit, cum ați menționat, din buzunarul văduvei și a săracului, dar au fost și oameni de afaceri care au dăruit, care au crezut și au văzut ce se realizează, că nu este în interesul cuiva, ci este pentru binele unor oameni mai săraci ca noi, unor oameni mai defavorizați decât noi. Și atunci au fost oameni de bine care au băgat mâna în buzunar și au vrut să contribuie la construcția unei școli sau la săparea unei fântâni, să ofere apă unei comunități din Myanmar sau din Africa. Și de asemenea, bisericile evanghelice au contribuit și au venit în sprijinul acestor proiecte. Cât despre acești oameni cu bună stare, cu oameni bogați, să spunem drept, care v-au ajutat, consider eu că a fost... Așa mi-a venit în gând și trebuie să-l spun și telespectatorilor. Consider că, de fapt, tot România au promovat, bineînțeles, întâi cuvântul lui Dumnezeu și România, de altfel, ca țară. Și iată cum ne închipuim noi când vedem oarece oameni cu stare care promovează România prin fotbal, prin sport, iată că se găsesc și oameni cu stare care promovează România prin fapte creștine, prin fapte de misiune creștină. Cred că și ar mai fi și altceva. Cred că cu ce mână dai, cu aia primești. Mi-amintesc acum de misionarii care veniseră în România. În Siret, de exemplu, este mormântul unui misionar, Hill, parcă îl cheamă, despre l-am discutat de multe ori. Iată, venise acest misionar din Marea Britanie, din zona Regatului Unit. Acum a venit timpul ca și românul să se ducă și el mai departe și să ajute pe altul. Așa cum a fost și el ajutat într-o anumită perioadă. Nu să nu uităm și perioada imediat de după Revoluție, când au venit foarte multe fundații umanitare, fundații creștine, care au ajutat foarte mult în zonă, material vorbind. Să fii creștin, eu cred că este un mare lucru, e o mare binecuvântare, dar să fii creștin presupune, comportă și o responsabilitate. Noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat, spunea Steinhardt, dăruind vei dobândi. Noi suntem obligați, suntem datori să ajutăm și pe alții mai săraci decât noi. Marea poruncă din Scripturi spune astfel, iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, din tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Să fii creștin înseamnă să dăruiești, să îi ajuți pe alții, să cu toată și e o exprimare a dragostei lui Hristos din noi. Dacă Hristos din dragoste pentru noi a coborât pe pământ și a dat viața ca jertfă pentru noi și noi suntem datori în calitate de creștini, e o formă de a ne dovedi dragostea noastră față de cei sărați, oropsiți, defavorizați, care mor de foame și nu sunt puțini. Poate un sfert din populația globului trăiește cu o masă pe zi. Cum putem să aplicăm politica struțului, să ne băgăm capul nisip și să nu ne pese de restul lumii? E adevărat că ne avem nevoile noastre și săracii noștri și problemele noastre sociale din România. Sunt zone foarte sărace din România, ne ducem chiar numai pe partea asta de est a României, coborâm spre Vaslui
Sunt localități foarte sărace, sunt localități fără curent electric și familii și case fără curent electric. Suntem conștienți de lucrul acesta și eu cred că oamenii de bine și bisericile ar trebui să se implice în primul rând din Ierusalimul nostru, aici, din țara noastră. Dar să nu uităm nici părțile... Adică pentru unii mumă și pentru alții ciumă. Exact, exact. Iar... Eu cred că e o datorie, o responsabilitate noastră în calitate de creștin. Cât despre starea bisericilor, acum eu sunt, vorbesc din exterior, dar cât despre starea anumitor biserici, știu că au fost cazuri când au venit misionarii aici și au spus, băi, voi aveți mai mult decât avem noi acasă. Este și acest lucru este o realitate. Deci iată că ne îndreptăm încet înapoi cu discuția la cei aproapele din Mongolia. Și dacă până acum ați prezentat în prima parte a emisiunii date despre istoria Mongoliei, geografia Mongoliei, despre caracteristici, trăsături, lucruri inedite de altfel, că e inedit să stai în capitală, să pleci la păscut cu oile 6 luni de zile, să te întorci înapoi și să mai stai și prin cort în fața blocului. Dar astea sunt lucrurile care creează acel specific al locului. V-am rugat să ne spuneți despre prezența românească acolo în Mongolia. Prezența românească care există de ceva timp, nu e de ieri de alaltă, ieri cum s-ar spune. Prezența românească... Ne referim aici la cele două familii. De fapt, da. Sunt la ora actuală 4 familii de români pe care sunt cunoscute. E adevărat, în călătoria ne-am întâlnit și alți români. Ne-am întâlnit, de exemplu, ne-am dus în Parcul Național din Mongolia, care e la o distanță destul de mică de capitală și am întâlnit români. S-au întâlnit mongolezi, tineri mongolezi care au studiat, care studiază în România, la Cluj sau la București, și s-au întors în vacanță în țara lor, urmând ca după vacanță să se întoarcă înapoi în România, să-și continue studiile. Dar aceste 4 familii de care aminteam sunt familii de români din zona Sucevei, 2 dintre ele, și alte 2 familii din zona Sibiului și o altă familie din zona Vrancei. Proiectele în care aceste familii sunt implicate sunt variate, diferă. Noi am încercat imediat după anii 90, poate mai degrabă aș spune după anii 2000, după anul 2000, când am auzit că în Mongolia sunt comunități creștine după Evanghelie, din comunitatea din care provin și eu. Am încercat să-i contactez, am încercat să intru în legătură și prin prieteni comuni din Australia care ne-au vizitat aici în zona Sucevei, am reușit să-i cunoaștem pe cei din Mongolia. Astfel, în 2010 am călătorit pentru prima dată, s-au stabilit aceste legături, aceste contacte și am încercat să-i ajutăm pe cei din comunitatea creștină după Evanghelie și nu numai, din alte comunități protestante și creștine, la modul general. Am încercat să vedem posibilitățile de ajutorare. Și în discuțiile noastre cu localnicii mongolezi, noi n-am vrut să venim cu tăvălugul, cu agenda noastră, ci să ne pliem pe agenda lor și pe nevoile lor. Dacă în bisericile lor au fost persoane cu nevoi materiale, am încercat pe undeva să îi ajutăm în privința aceasta materială. Dar am remarcat că este o mare nevoie și o mare dorință de a învăța limba engleză. Și atunci una dintre familiile acestea, familia Șoldan, sora lucrează cu World Vision, cu organizația World Vision, este angajată la World Vision, iar Samuel Șoldan lucrează, predă limba engleză. Iată un român care predă limba engleză ca a doua limbă. În Mongolia. În Mongolia. Tinerul mongolez care doresc să învețe limba mongoleză. De asemenea, domnul Samuel Șoldan este implicat în proiectul acesta de sport cu cei cu dizabilități. Vorbeam de tenisul de masă și de, da? Exact, tocmai de ce... Iată că, într-adevăr, cred că Mongolia, comparativ cu ceea ce spuneați în Africa, nu sunt atât de importante ajutoarele din punct de vedere material. Cred că aici, în Mongolia, cred că e mai multă nevoie de pregătire spirituală și culturală, chiar, de ce da. Să nu o spunem. Cred că e nevoie, până la urmă, de a nu lăsa acolo, în acea întindere albastră, să rămână acei oameni acolo, în acea întindere albastră, căutându-se uneori la nesfârșit, fără a găsi un răspuns concret. Și aici apare cealaltă caracteristică a misionarului, că până acum am vorbit de misionar,
punând accent pe ajutor social, pe... dar apare și caracteristica foarte importantă a misionarului, aceea de a distribui cuvântul lui Hristos, cuvântul Evangheliei, lucru care îl fac de altfel toate bisericile creștine. Că misionarismul, într-adevăr, și trebuie recunoscut, a venit pe această latură protestantă și a venit foarte bine, exact în perioada, e fantastic cât de ușor Dumnezeu găsește răspuns la alte răspunsuri. Vorbim de 48, vorbim de înainte de 48, de perioada luminilor, de dărâmarea altarilor în Franța, de exemplu, și pe altă parte, în aceeași perioadă, în alte colțuri îndepărtate ale lumii, plecau misionari care aduceau alte rânduri de creștini în rândul alături de cei din Europa. Despre această problemă spirituală, când vine vorba, vorbim prima dată de limbă. Cum comunicați? Bine, nu toți au învățat engleza ca să vorbească. Cum se comunică? Sigur, atunci când pășești într-o altă cultură, apar barierele. Și prima barieră este bariera de limbă. Comunicarea. Samuel Șoldan a învățat timp de 2 ani. Asta a fost planul stabilit. Planul și obiectivul proiect. Lui principal. Să învețe limba mongoleză. La ora actuală el comunică liber în limba mongoleză. Deci iată că bariera aceasta a fost trecută. Deci el poate comunica și prezenta cuvântul lui Dumnezeu în limba mongoleză. Familia care a venit de după, familia Șoldan, încă sunt în proces de învățare a limbii. Ca să poți fi eficient într-o anume cultură, în primul rând trebuie să înveți limba inimii acelui popor. Și apoi ajungi să înveți cultura poporului respectiv. Pentru că sunt multe aspecte culturale în care, dacă nu ești conștient de ele, dai cu bota în bată. Da. Și mai mult încurci decât ajuți. Noi am dorit să fim de ajutor. Și cum spuneați, deci nu ne-am implicat doar pe plan social, dar și pe planul acesta al educației creștine. Țineți cont de faptul că mongolezii n-au avut Biblia tradusă decât din anul 2000, Biblia tradusă integral. Iar Noul Testament a fost tradus deja în anii 90, atunci când a căzut comunismul, Noul Testament a fost tradus în limba mongolă. Iar din anul 2000 vorbim deja de întreaga Biblie tradusă în limba lor, limba inimii. Lucrul acesta este foarte important. Dar fiind o cultură șamanistă, budistă, oamenii aceștia care au îmbrățișat creștinismul iau nevoie de creștere spirituală, mă refer. Iau nevoie să cunoască. Dacă nu, s-ar putea pierde exact ca în istorienii aceia din... În decursul istoriei. Da. Exact. E nevoie de o cunoaștere a scripturilor. Noi credem că este extrem de important să cunoști cuvântul lui Dumnezeu, să te adâncești, să fii tu la rândul tău capabil să transmiți și altora cuvântul lui Dumnezeu, celor din, în primul rând, din comunitatea ta. Și prin viața ta să fie o mărturie, o lumină pentru oamenii care te înconjoară. Acești misionari pe care Kairos îi are acolo, stau doar în unul ambator sau îi însoțesc în această perioadă de muncă a lor în domeniul păstoritului? De fapt, în prima perioadă au locuit în unul ambator, în capitală, pentru că este mult mai simplu să înveți limba în capitală. Ai universitate, ai cursuri care ți se oferă contracost și este mult mai simplu să achiziționezi limba. La ora actuală, una dintre familii locuiește la o distanță de 25 de kilometri de capitală, unde construim un centru de tabere, pentru taberele de vară. Va fi și un centru, să zic așa, un centru cultural, social, în care tinerii din localitatea Ulzit pot să vină și vin zilnic la acest centru, deși centrul încă nu a fost finalizat, numai partea de sus a fost finalizată, iar partea de jos încă este în lucru. Ei vin la acest centru, pot să împrumute o carte în limba engleză, studiază în limba engleză, joacă ping-pong, joacă, socializează, pentru că localitatea respectivă cu câteva mii de locuitori nu oferă prea multe opțiuni de socializare. Și atunci acest centru a fost construit tocmai în ideea aceasta să fie un spațiu de socializare pentru acești tineri. Vă gândiți să creșteți numărul sau vă rugați sau aveți intenția să crească numărul de lucrători, de misionari în zona Mongoliei prin Kairos? Știți, nu este un lucru foarte simplu. Nu este un lucru foarte simplu. Gândiți-vă că chiar acești misionari care sunt au terminat o școală,
Și acum imaginați-vă cineva care termină IT, de exemplu, sau termină o facultate de management sau o facultate de electronică sau, nu știu, construcții, să te stabilești într-o țară ca Mongolia sau într-o țară, într-o cultură diferită. Gândiți-vă la un context african. Nu e tocmai simplu. Sunt implicații. Pot să existe și rateuri în rândul misionarilor, presupun, persoane care să nu ducă până la capăt. Da, există. Există și cazuri de fiasco, în sensul că cu greu s-au adaptat la o nouă cultură. E o mâncare diferită, este o cultură diferită, sunt condiții de viață diferite, uneori sunt condiții extrem de dificile. Aș da un exemplu, o familie care s-a stabilit într-o comunitate din Peru, pur și simplu nu s-au putut acomoda la zona aceea de altitudine. Nu s-au putut acomoda. Deci fizic, da, fizic a fost o încercare mult prea mare și atunci au trebuit să renunțe. Sau sunt boli, zone în care bântui tot felul de boli. E adevărat că ne luăm toate măsurile de precauție, misionarii li se administrează vaccinurile de care au nevoie ca să nu se îmbolnăvească de o anume boală exotică. Ne luăm toate aceste măsuri în calcul, le punem la socoteală, le trecem pe listă, deci încercăm să-i protejăm pe oamenii noștri cât se poate de mult. Domnule profesor Valentin Hriorciu, ne apropiem de finalul emisiunii. Foarte pe scurt, pe durata unui minut, gânduri de viitor, gânduri pentru telespectatori, mai ales că suntem într-o perioadă a anului așa când am încercat noi cu toate nevoile noastre spirituale și trupești să mai estompăm puțin din clinchetul prea comercial al unor zorzoane de prin magazine. Vă rugăm câteva cuvinte spirituale pentru această perioadă de pregătire înainte de una dintre frumoasele sărbători creștine, sărbători pe care într-un mod sau altul toți creștinii o trăiesc, simt nașterea Domnului. Spunea cineva, nu contează cât de departe călătorești, contează ce descoperi. Ce descoperi și cum te îmbogățește o anume călătorie. Nu e atât de important că am călătorit atât de departe cum este Mongolia sau India sau oricare altă țară, ci ce am descoperit acolo. Și ce aș putea să spun este că am descoperit nevoi mult mai mari decât în țara noastră. Trăim într-o țară creștină și aș spune, e o mare binecuvântare să trăiești într-o țară creștină, pentru că creștinismul a dus lumina, a schimbat contextul, a schimbat locurile. Priviți la Europa, care este creștină, cum a fost schimbat acest continent. Dumnezeu binecuvintează pe acei oameni care îl cunosc pe el și se descoperă tot mai mult. Dar să nu uităm, noi în calitate de creștini avem o responsabilitate să dăm mai departe ce am primit. Și aici includ și binecuvântările materiale și cele spirituale. Dacă ești din zona Sucevei sau dintr-o altă zonă a țării și Dumnezeu te-a binecuvântat cu o afacere prosperă, te-a binecuvântat în vreun fel sau altul și binecuvântarea cea mai mare este că îl cunoști pe Dumnezeu, să nu uiți că ai o responsabilitate, ești dator să fii la rândul tău o binecuvântare pentru alții. Vă mulțumim, domnule profesor Valentin Hriorciu, dragi telespectatori, vă mulțumim și vă dorim vizionare plăcută. Rămâneți în continuare alături de CromTel.